Fiți binecuvântați, iubiți frați și surori în Hristos Domnul. Povestea continuă. Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Deci când a cunoscut Iisus că fariseii au auzit că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, deși Iisus nu boteza El, ci ucenicii Lui, a lăsat Iudeea și s-a dus iarăși în Galileea. Și trebuia să treacă prin Samaria, deci a venit la o cetate a Samariei, numită Sihar, aproape de locul pe care Iacov l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo fântâna lui Iacov, iar Iisus, fiind ostenit de călătorie, s-a așezat lângă fântână și era ca la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în cetate ca să cumpere merinde. Femeia samarineancă i-a zis, cum tu, care ești iudeu, cer să bei de la mine, care sunt femeie samarineancă? Pentru că iudeii nu au amestec cu samarineni. Iisus a răspuns și a zis, dacă ai fi știut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce-ți zice, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apă vie. Femeia a zis, Doamne, nici găleată nu ai și fântâna e adâncă, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat această fântână și el însuși a băut din ea și fiii lui și turmele lui? Iisus a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta iarăși, dar cel ce bea din apa pe care i-o voi da eu nu va mai înseta în viac. Deci apa pe care i-o voi da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viața veșnică. Femeia a zis către el, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez, nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a zis, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns și a zis, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că nu ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care îl ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Femeia a zis, Doamne, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe acest munte, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm. Și Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine ceasul când nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim, nu vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați căruia nu știți. Noi ne închinăm căruia știm, căci mântuirea din iudei este. Dar vine ceasul și acum este, când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr,
că și Tatăl astfel de închinători își dorește. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. I-a zis femeia, știm că va veni Mesia care se cheamă Hristos. Când va veni, acela ne va vesti nouă toate. Iisus i-a zis, eu sunt cel ce vorbește cu tine. Dar atunci au sosit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. Însă nimeni n-a zis ce o întrebi sau ce vorbești cu ea. Iar femeia și-a lăsat găleata și s-a dus în cetate și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristosul? Și au ieșit din cetate și veneau către el. Între timp, ucenicii lui îl rugau zicând, învățătorule, mănâncă. Iar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o știți. Ziceau deci ucenicii între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secerișul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și priviți holdele, că sunt albe pentru seceriș. Iar cel ce seceră primește plată și adună roade spre viața veșnică, ca să se bucure împreună și cel ce seamănă și cel ce seceră. Căci în aceasta se adevărește cuvântul că unul este semănătorul și altul secerătorul. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Și mulți samarineni din cetatea aceea au crezut în el pentru cuvântul femeii care mărturisea, mi-a spus toate câte am făcut. Deci, după ce au venit la el, samarinenii îl rugau să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile. Și cu mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar fariseii îi ziceau, credem nu numai pentru cuvântul tău, căci noi înșine am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristosul, Mântuitorul lumii. Și după cele 2 zile a plecat de acolo în Galileea, căci Iisus însuși a mărturisit că un proroc nu e cinstit în țara lui. Deci când a venit în Galileea, l-au primit galileenii, cei ce văzuseră toate câte făcuse el în Ierusalim, la sărbătoare, căci și ei veniseră la sărbătoare. Deci iarăși a mers în Cana Galilei, unde prefăcuse apa în vin, și era un slujitor regesc, al cărui fiu era bolnav în Capernaum. Acesta, auzind că Iisus a venit din Iudeea în Galileea, s-a dus la el și îl ruga să se coboare
și să vindece pe fiul lui, căci era gata să moară. Deci Iisus i-a zis, dacă nu veți vedea semne și minuni, nu veți crede. Slujitorul regesc a zis către el, Doamne, coboară-te înainte de a muri copilul meu. Iisus i-a zis, mergi, fiul tău trăiește. Și omul a crezut în cuvântul pe care i l-a spus Iisus și a plecat. Iar pe când el cobora, slugile l-au întâmpinat spunându-i că fiul lui trăiește. Și cerea deci să afle de la ele ceasul în care i-a fost mai bine. Deci au spus că ieri, în ceasul al șaptelea, l-au lăsat frigurile. Așadar, Tatăl a cunoscut că în ceasul acela a fost în care Iisus i-a zis, Fiul tău trăiește. Și a crezut el și toată casa lui. Aceasta este a doua minune pe care a făcut-o iarăși Iisus, venind din Iudeea în Galileea. Am citit din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4. Povestea continuă. Iisus cu voi.